dimineața din nou. Bună dimineața, Victor. Ne-am așezat că am obosit înăuntru ăsta, adevărat. O clipă a trecut de la ediția trecută, realizată vreau să în mare parte de la unii telespectatori îmi spun că vorbesc prea repede. Dar n-avem cum să sintetizăm atât de multe date altfel. Ele nu sunt date decât ca să ne aducem aminte. Suntem la Mircești, să le spunem. Suntem la Mircești, de asta dată am ieșit în teribilele locuri în care se pliba poetul și soția sa cu prietenii săi împreună, un spațiu al creației și al rezistenței naționale. O bucurie pentru toți cei care l-au iubit și îl iubesc pe Vasile Alexandri. Să spunem că el se dorește înmormântat aici la Mircești, spune că am nostalgia luncii. Boierul moldovean din Alexandrie era de fapt un voievod care a refuzat tronul unor principate pentru a rămâne în inima oamenilor săi. Eu sunt convins că Alexandria a fost foarte iubit de popor. Am sentimentul real că bunica mea, străbunica mea, toți cei care s-au hrănit din scrierile lui, l-au iubit pe omul ăsta, așa cum ardelenii îl iubesc pe George Coșbuc. În mintea mea, enorm de multă vreme, între George Coșbuc și Vasile Alexandri, nu era nicio diferență. Și spun de ce, pentru că n-au stăpânit niciunul dintre poeții noștri atât de bine limba română, fără școli înalte, ca poeți, ca ei doi. Nu vorbim de Eminescu, că el creează limba română, iar Creangă, despre care le promitem telespectatorilor că vom vorbi la un moment dat, un pic mai mult decât se așteaptă unii, Creangă a făcut mult mai mult, a desăvârșit. Eu, în Creangă îi simt pe toți trei prezenți, plus alți câțiva care scriu absolut remarcabil. Se spune că ne aflăm în fața mauzoleului construit între 1925 și 1927 din inițiativa Academiei Române și a Ministerului Artelor. În 19 mai 1928 are loc strămutarea osemintelor de aici. Eu am scris aici în document moaștelor, Doamne iartă-mă, știu că nu se poate, dar uneori ai senzația că astfel de oameni sfințesc locul în care sunt. Osemintele lui sunt înhumate inițial într-o criptă, dintr-un colț al grădinii, înțeleg că au luat colegii imagini de acolo. Apoi sunt aduși vornicul Vasile Alexandri, cel care moare la 1854 și a cărei moarte, să știi că a contat cel puțin cât moartea mamei sale. Alexandri era tânăr când mama lui moare la 42 de ani, în 1842, Elena Alexandri, o va purta toată viața ca pe o comoară de lumină. Și mi s-a părut extraordinar de frumos modul în care a reușit să treacă maternitatea aceasta luminoasă în versurile sale. Deci cei doi, Vasile și Elena, sunt aduși prin grija Paulinei, pe care îi poartă de la Biserica Sfântul Spiridon din Iași și așează în dreapta poetului. În stânga avea să se așeze Paulina Alexandri, care moare în 1921. Îi mulțumesc doamnei care este gazda noastră aici, că ne-a spus că Maria este înmormântată la cealaltă moșie a lui, la Borzeș-Bacău, unde se căsătorise și unde avea să fie stăpâna casei pentru foarte multă vreme și este înmormântată acolo. N-ar strica odată să facem efortul de a vedea unde sunt copiii poeților de altă dată. Este inaugurat festiv în 3 iunie 1928. Sunt prezenți Simion Mehedin, Țice Duca, pe atunci era ministrul instrucțiunii publice, Alex Lepădatu, sibianul meu, cum s-ar spune, ministrul la cultură și al artelor, episcopul Lucian Triteanu, care și slujește sfințirea minunăției de iconografie și de construcție ca atare, George Mărzescu, colonelul Anghelescu este adjutant regal și el este cel care reprezintă casa regală la această, inaugurare. Nici nu-i zic inaugurare. Redeschidere de posibilitatea de a-l comemora pe Alexandri. Te-ai mai întrebat de unde am luat datele foarte multe. Sunt o grămadă publicate. Este un articol, de exemplu, în Adevărul din 5 iunie 1928, am zis bine, Pelerinajul Academiei de la Mircești. Acolo se spune și ce a rostit Mihail Sadoveanu, nu repet cuvintele lui, nu simt nevoia să-l pomenesc pe Sadoveanu în scoarul lui Alexandri, din foarte multe motive, dar ceea ce trebuie să spun este că e impresionant modul prin care arhitectul Ghica Budești, care a murit în 1943, a reușit să creeze primul muzeu literar al literaturii române până la urmă, mauzoleul completând casa. O să spunem același lucru și la Creangă. Creangă beneficiază de prima casă memorială a unui scriitor român de pe teritoriul cunoscut actual al României. Imaginea aceasta a oamenilor care peste veacuri continuă să le prelungească istoria vieții acestora, dăruind poporului un loc de închinare. Aici este un loc de închinare. Mă duce cu gândul că poate n-ar strica din când în când aceste lucruri să devină spațiul școlii altfel. Da. Nu mol, nu
magazine unde mâncăm sandwich peste sandwich, nu spații ale unei distracții oarecare, ci pur și simplu atenția către astfel de locuri care te ajută să staționezi pe adevăr, să înțelegi adevărul. E important să spun, și mi-am notat așa pe lung un pic, pictura este a lui Al Molda, a colaborat cu italianul Leonardo Antonio la Tencuială, dacă poți să-ți închipui. Pictorul este Downer, care colaborase cu Arturo Verona la pictarea Paraclisului de la Bran, acolo unde avea să se așeze după un timp întreaga cordialitate cardie regală, și Sebastian Constantinescu, elev al lui Andrei Lacombe de Nuit, cel care o să vorbim de zeci de ori la Iași, pentru că este cel care restructurează, reașează, reconstruiește trei ierarhii, Sfântul Nicolae Domnesc și alte multe edificii din mâna lui, ieșind în mare parte lucruri denotat și ca atare. Vede, da. Da, din punctul meu de vedere, scrie aici undeva în lateralul meu, în spate se vede scris că arhitectul este Al Popovici arhitect, și revin ca să înțelegem foarte bine că am auzit atât de multe prostii despre sărmanul Alexandrii că mi-e rușine de că suntem de cârcotași și cu morții, că cu vii nealămurii. Da. Să spunem că înăuntru sunt pictați sfinți, nimic altceva, și că această sfințenie a fost foarte apropiată sufletului lui Alexandrii, care nu a fost un antibisericesc, cum încearcă să ne mai prezinte câte unii. Eu mă distrez că mi-am să aminte de Churchill când i-a spus arhiepiscopul de Canterbury că nu prea dă pe la biserică, nu prea e stâlpul bisericii, și aici, într-adevăr, nu, dar sunt contrafortul din afară al bisericii, repetate rândul Alexandrii, ajutând și negociind cu tot ce înseamnă protipendada vremii pentru îmbunătățirea calității pastorale în rândul credincioșilor. Nu pot să trec mai departe de locul acesta neaducându-mi aminte de faptul că în repetate rânduri armata română, de exemplu, din 21 până în 44 aveau o întâlnire câteodată, din când în când aici dorobanții nu l-au uitat pe Alexandrii, așa cum nu l-au uitat geniștii care aveau avansări de grad într-o perioadă aici, în regiunea aceasta a mauzoleului, și o făceau în virtutea acestor absolut remarcabile opere literare, dar și asupra operei sale politice, care încă nu cred că este estimată la nivelul ei cel mai limpede. Eu cred personal că din când în când trebuie reamintită opera lui Alexandrii de aici, din dreptul mauzoleului său. Pentru că el cheamă, ai remarcat că este pus tricolorul peste mormântul său, așa cum și merită. Este printre puținii oameni care renunță la carieră ca să-și împlinească vocația. Menirea. Vocația lui nu era de a fi vodă. El spune la un moment dat, într-una dintre scrisorile către Costache Negre, că nu e menirea lui să fie asta, ci menirea lui este să se poată sprijini oamenii puternici pentru a vedea lucid asupra istoriei țărilor. Să spunem că, printre altele, ne rămân atitudinile lui sociale din câteva opere în proză. De exemplu, în istoria unui galbin, de apărută la Iași în 1844, sau excelenta românii și poezia lor, sau o plimbare în munții la Borsec. Ca și în călătorie în Africa, să știi că e un episod foarte interesant din 1848 în care el fuge ca să vadă mai bine, de fapt. Cred că Alexandrie aici dă măsura pedagogiei lui sociale, cum îl văd foarte atent și absolut remarcabil în prozele acestea din periodice, satire și alte compoziții. Este interesant că face prima analiză la Antioch, Antemir îi aparține lui Alexandrii. Așa cum melodiile românilor sau prieteniile unora dintre scriitorii străini cu noi sunt surprinse la modul. La Martin, de exemplu, pentru Alexandrie este un idol teopoetic, politic, dacă vrei. Mie mi-a plăcut și trebuie să recunosc asta, că din tot ce a scris, mie mi-a plăcut romanul Dridri. Adică poate să zică cine ce ori vrea, omul a încercat să scrie un roman care e mai mult decât un roman. Este una dintre cele mai frumoase pasteluri literare în proză pe care le avem la îndemână, nu pentru frumusețea scrierii, ci pentru modul în care exprimă personajele. Avea să-i dezvolte stilul acesta de exprimare Hortensia Papadat-Bengescu. E impresionant că ea creează un pic mai mult decât Alexandrie, imaginea aceasta a personajului reflector care se plimbă prin încăperea întunecată a istoriei, și cu fiecare personaj care trece, istoria se lumează în stânga, în dreapta, mai ales în dreapta în vremea aceea și apoi în stânga, pentru a putea să descopere o societate românească cu foarte mare nevoie de îndreptare. Noi n-am fost niciodată niște înțelepți. Lui aparțin, de exemplu, introducerea la scrisorile lui Ghica, una dintre, nici nu știu cum să spun, matricele
prefețelor la o carte deșteaptă. Mai bine decât ei n-aveau cum oricum cine scrie. Sigur, ți-au luat aminte de Cetatea Neamțului sau Sobieschi și Românii, România, 1867, da. Lipitorile satelor, 1863. Asta are o cheie. Prin 1956 s-a dat ordin în țară de cineva de la Ministerul Culturii Comuniste din vremea aceea să se facă lipitorile satelor în toate satele la casele de cultură. Nu era ce credeau ei. Era un text social, dar nu a fost ceea ce au crezut ei. Aici Alexandrii combate și conducerea de partid și de stat, a oricărui partid și stat, neatent la nevoile poporului, nu doar oamenii care reprezentau la nivel final ultima dendrită neurologică a prezenței respective în sat. Asta se scrie în 1863, zgârcitul risipitor în 1863, în 1880 despot vodă, părerea mea personală, una dintre cele mai puternice imagini pe care le-a creat vreodată în teatru un om cu atât de multă cultură istorică. Lui avea să-i se lipească imediat de istorie teribilul Odobescu, teribilele lucrări cu Apus de Soare, celelalte toate, care într-un fel sau altul reverberează din această limbă extraordinar de textuală a poeziei lui, care trece în proză cu aceeași putere și cu aceeași forță. Și ca jurnalist, dacă vrei, Alexandrii strălucește. Strălucește și cred că alături de Odobescu, alături de Eminescu în timp, alături de Bolintineanu, cred că este una dintre cele mai fericite voci pe care le-am avut în domeniul presei, care a urcat în Parlament. Da, și drăzni la un moment dat să spun că unele dintre textele lor ar trebui publicate așa în mici lucrări care să fie oferite celor care încearcă să ne rostească sau să chinuie să rostească în limba română adevărul despre noi. Una dintre marile probleme care s-au supus atenției în ultimii ani a fost acest antievreism în discurs al lui Alexandrii. Într-adevăr, este pe alocuri, este virulent din calea afară. Este interesant pentru că, după unele surse, tatăl Elenei Alexandrii era evreu convertit. Putem bănui de unde vine toată această smălțuială, dar nereeditată și nereîncălzită la focul nepașnic al vorbirilor trunchiate, nu dăunează, nu poate fi un discurs de jumătate de pagină mai presus decât un pastel al lui Alexandria. A trebuit să ne păstrăm decența, adică. Până la urmă era un curent între care se dezvolta din nefericire în toată Europa și care nu a culminat atunci cu anii aceia. Din contră, îndrăznesc să spun că foarte multe dintre legile care au fost date în perioada aceea s-a recuperat mult din demnitatea unei națiuni care, știm toți, a favorit împreună cu noi cultura românească. Printre prietenii lui sunt câțiva care sunt cu adevărat foarte apropiați de el. Aș reveni un pic la Matei Milo, care era colegului de colegiu și avea să ajungă unul dintre mari actori români. Milo spunea despre Alexandrii la un moment dat colegilor și prietenilor săi că ar fi putut străluci în orice domeniu al scriiturii și rostirii. Nu greșea. Un om care i-a asimilat foarte mult opera jucând. Deci de multe ori, parcurgând textele lui Cogălnicianu, de exemplu, găseam idei de logică, așezare logică a limbii române asemănătoare lui Alexandrie. Acum îmi explic de ce. Deci îți dai seama ce profesori au avut oamenii ăștia, din ce școli s-au putut naște, fără îndoială că erau în franse. Dar da. Limba franceză, printre altele, e o limbă de cultură, spre deosebire de altele care sunt mai mult tehnice sau de incultură, îmi drăznesc să spun. Și vezi că valoarea aceasta franțuzismului, pe care multe ori am luat-o peste picior cam toți, a ajutat foarte mult la dezvoltarea unei rigori de frază, eliberate un pic de rigoarea de frază din Transilvania, unde era aproape de limba germană și răsucită un pic de limba maghiară. Cine își mai aduce astăzi că Rebreanu, prima lui operă, este o cărticică de bancuri militare scrisă în ungurește, care nu-i tradusă printre altele în limba română, prostioare ca zone, ca să nu spun asta. În timp ce oamenii ăștia au crescut de la tur la biserici în sus cu limba română pe care o străbăteau. Ai să găsești, dacă te uiți atent, în toată limba asta pe care Alexandrie o coboară cu Miorița la vale, așa știi, el o aduce Miorița în gândirea românească. Toată Miorița asta coborâtă în mijlocul poporului arată, de fapt, genuitatea unui arhetip uman ieșit din comun. Îi tot au pe unii bocini prin jurul Mioriței sau înjurând Miorița. Le recomand un singur lucru, citiți-o.
mai dați-o din când în când la școală copiilor, nu o să plângă nimeni că fluierașul e de os, să stăm liniștiți, văd ei oasă pe toți pirații și pe toate prostiile de filme, nu o să-i deranjeze că reînvață cum se moare cu demnitate dacă ciobanul Mioritic a murit. De foarte multe ori îi spuneam profesorii mele de limba română în clasa 7-a, doamna Rodica Căprău, fiei țărâna binecuvântată, ușoară și lumină înainte ochilor Dumnezeu. Îi spuneam tot timpul că sentimentul meu este că Alexandrina a cules toată povestea și că special a lăsat-o așa atârnată de un fir de păr ca să înțelegem că de fapt ciobanul n-a murit, ci a urcat un pic mai sus pe alți munți. Ce frumos! Dar cred până astăzi. Cred până asta. De exemplu, știu foarte mult cât de mult îl admira Grigore Vieru, domnul Grigore Vieru, pe domnul Vasile Alexandri. Știu cât de mult îl iubea la un moment dat și cât de mult de prețuia așezarea lui în cum spunem astăzi, în metaforma pastelurilor, în frumusețea asta de clihimbar, știi, care e o întărire în timp. Cu cât trece timpul, cu atât Alexandrie mai făcător de limba română decât își închipie foarte mult. Mă gândesc că ce loc încărcat de istorie și câte a oferit acest loc prin personalitatea lui Vasile Alexandri. Da, un om cinstit cu sine. Și Europei, dacă... Un om cinstit cu sine, fără fițe, atent la ceea ce făcea. Retragerea lui la Mircea își spune foarte multe despre așa. Drama intelectualului român, indiferent de timpuri. Cred că era și un pic sătul de toate mașinațiile de la Iași. Nu uita că pe Guliță, o să povestim atunci când vom face istoria Iașului, pe Guliță l-a luat ca fiul doamnei, al cărui soț tocmai făcea revoluție la Iași, încercând să răstoarne pe Vod, adică nu sunt personaje ușor de înghițit. Cum, stând de vorbă cu doamna Draga Olteanu Matei, odată la Fălticen, la Festivalul Internațional de Teatru pentru Tineret în vremea aceea, am întrebat-o care este rolul pe care l-a simțit cel mai aproape de suflet și mi-a spus chirițele, dar nu pentru hohotele de râs târnite, ci pentru excepționalul mod de a critica corect o situație din istoria României. Mi s-a părut fabulos. Da, pentru că critică de asta de bișnițar pe platouri de diferite culturi, putem să facem tot, dar critică atât de sobră la care te prăpădești de râs de propria ta prostie, care dintre noi n-am fost Guliță de când am dat cu occidentalizarea asta peste noi? Și modul în care se joacă în cuvinte, acel furculițion despre care toți știm că e batjocorirea limbii franceze și limbii române deopotrivă. Cultura nu poate fi batjocorită după ce ai citit Chirițele. Niciodată, nicio situație. Iar istoria nu poate fi călcată în picioare după ce ai citit Despot Vodă. Modul în care scrie e aproape istoriografic, harismatic în istoriografie. Îți explică modul în care gândea un voievod, nu modul în care conducea un voievod. Și asta mi se pare fabulos. Ne-au însoțit scrierile marelui Vasile Alexandri pe tot parcursul vieții, cum spuneam și în ediția trecută. Și în toate anotimpurile. Până, iată, și în facultate. Eu tot rămân la Doine și Lăcrămioare. Nu știam atunci, n-am știut niciodată de altfel, că deci aparține, e dedicată Elenei Costache, dar acum mi-am explicat multe. Deci nodul ăla în gât pe care îl simți tot timpul la Lăcrimioare, e clar că e de acolo. Cum n-ai cum să uiți valoarea excepțională a deschiderii marelui tezaur al culturii populare românești. Omul este și ce atent le numește, unele scântece, altele zdoine, adică nu confundați lucrurile, ne și spune de fapt. El asta spune. Sunt planuri diferite de luptă, de gândire, de... E o metafizică a poporului pe care pare rău să o spun astăzi, poporul de azi nu mai are. Noi sunt finețuri, consumim și atât, pe când ei consemnau diferență de sens. Și uite, în ciuda faptului că suntem un popor eminamente povestaș, că doar ne-am scris Miorița pe papirusuri sau pe mai știu ce, deci în ciuda acestor aspecte se vede clar cum verbul a trecut din generație în generație. Distinsul tânăr de la Chișinău care a rostit Piscenă, ce avea de zis pe moldovinește, să știi că a zis-o numele lui Alexandrie Eminescu și Creangă. Nu contează cârteala celorlalți, care cântă la toate spectacolele internaționale și la toate festivalurile internaționale, reprezentăm țara într-o limbă care niciodată n-a reprezentat țara. Da. Mă ierte Dumnezeu, dar nu se vorbea în engleză până foarte târziu în cultura românească.
Ne-ați făcut așa o imagine extraordinară și a fost și un omagiu adus prin aceste N-am două putut emisiuni. Să păstrez pălăria de la începutul emisiunii, dar e un șapou mare pentru Vasile Alesea. Deci dacă mi-aș dori vreodată să strâng mâna vreunui poet după Eminescu, înaintea lui Nichita i-ar strânge lui Vasile Alexandru. Un fel de sărut mâna stăpâne. Ne-a învățat carte. Boier, să trăiești boier, Vasile. Vă mulțumim, să rămână pentru bucuria aceasta. Doamnește.